audiat raportul instituțiilor în ceea ce privește intemperiile care sunt acum, în mod special în zona de sud. Mai continuăm avertizarea de cod portocaliu pentru următoarele 72 de ore, atât pentru data de 14 și pentru data de 15. Trebuie să înțelegem că acest fenomen atmosferic care duce la ploi torențiale se schimbă din zona de sud în zona de nord. Prognozăm el să se încheie undeva pe data de 16 septembrie. Deci, în cele mai afectate zone am avut precipitații de 106-108 mm timp de 6 ore. Și la Brăviceni, la Cornești, s-au înregistrat 62-64 de milimetri versus la Leova, unde era 106-108. La nord, în acest moment, avem până la 30 de milimetri de ploaie, de apă, dar ne așteptăm să crească la 60 de milimetri. Corespunzător, acum ne mobilizăm pentru ca să putem să prevenim eventualele dificultăți pentru cetățeni în zona de nord. Acum, la Leova și la Cantemir avem cea mai dificilă situație, la fel Ialoveni, Chișinău și Strășeni. Avem mai multe apeluri la 112, de asta serviciile de intervenție funcționează prompt. Deja avem 138 de intervenții până la această oră, dintre care 136 de intervenții încă sunt în desfășurare. Atât timp cât audiam raportul instituțiilor, traseul R34 la Sărata Nouă a fost deblocat, pentru că atât traseul R34 cât și R35 erau blocate dis de dimineață. Acum avem o situație dificilă în satul Romanovca, acolo sunt două poduri deteriorate și două iazuri s-au deversat din cauza digurilor rupte. Acum avem 13 localități din 3 raioane unde sunt deconectări de energie electrică. Asta e Orhei, un sat, satul Pelivan, în Cantemir, Capaclia, Cania, Lărguța, Samalia, Iepureni, Stoianovca, Haragâș, Vișneovca și în Cantemir, Leova, în satele Cupcini, Romanovca și Sărata Nouă. Acum ne mobilizăm pentru de acum încolo. Toate serviciile rămân pe alertă. Vreau să am o rugăminte foarte mare către toți cetățenii să urmăm instrucțiunile pompierilor, salvatorilor sau polițiștii. Să nu circulăm în zonele în care vine intemperie. Vă rog să urmăriți la fiecare oră actualizările de prognoză meteo. Repet, rog foarte mult să respectăm solicitările carabinierilor, solicitările pompierilor, salvatorilor și polițiștilor. Iată, noi am avut chiar aici la Chișinău, pe strada Albișoara, riscul de lunecare a microbuselor, de unde oamenii pur și simplu nu vreau să iasă, chiar dacă nivelul apei era în creștere. La fel, avem cu părere de rău un incident. Acum 2 ore, o fetiță a decedat din cauza faptului că nu s-au respectat regulile de circulație și automobilul a circulat, a alunecat. Celula de criză va rămâne activă în următoarele 72 de ore. Raportările vor fi imediate în cazul incidentelor, dar vor fi și raportări la fiecare oră regulate. Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratul General de Carabinieri sunt mobilizate. Există echipe de intervenție, inclusiv pedestră a IGSU-ului, atunci când va exista situația când ambulanțele nu vor putea avea acces în anumite localități sau în anumite locații.
Poliția de frontieră va verifica toate zonele de frontieră și în următoarele ore va interzice deplasările în zonele de pescuit, vânat și așa mai departe. La fel și apele Moldovei vor introduce restricții pentru pescari. Aici am o rugăminte și în raport cu cei care le place pescuitul, este în următoarele 72 de ore să ne abținem. IGSU, adică pompieri și salvatorii, în continuare sunt la dispoziția cetățenilor pentru ca să pompeze apa din subsoluri, demisoluri, dar și beciurile oamenilor. La fel, ei sunt pregătiți să intervină pentru a instala diguri de protecție pentru a apăra casele și gospodăriile oamenilor. Rețelele de distribuție a electricității sunt mobilizate pentru ca să înlăture cât de curând întreruperile, cauzele întreruperilor de electricitate. Aici vreau să atenționez toată lumea și să rog să fim atenți la cablurile electrice. Avem o creștere acum a riscului de incendii din cauza eventualelor ruperi de cabluri și sârme. ASD-ul a mobilizat toată tehnica care este necesară pentru tractarea, eventuala necesitate de tractarea a automobililor sau a tehnicii necesare, dar, repet, solicitarea expresă de a ne abține de la, să, toată lumea să se abțină de la circulație atunci când nu au strict nevoie. Atât administrația publică locală, cât și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor asigura cu apă potabilă cetățenii sau localitățile care vor avea nevoie. Orice s-ar întâmpla, vreau să rog pe fiecare să apeleze la 112 și corespunzător atunci când intervin, repet, atunci când intervin instituțiile, rog cetățenii să se conformeze și să urmeze exact instrucțiunile. În următoarea perioadă, comisiile situații excepționale locale vor determina care sunt pierderile și care sunt problemele identificate, vor evalua bugetele și corespunzător această informație va fi oferită Comisiei Situații Excepționale la nivel de țară pentru ca să putem să intervenim imediat pentru deja repararea situațiilor la fiecare, în fiecare caz în parte. Vă mulțumesc! Am întrebarea din inaugurea în TVR Moldova. Vreau să ne spuneți astăzi sau din această noapte cu cât la sută a crescut numărul apelurilor la 112 în comparație cu o zi obișnuită și ce solicită totuși oamenii care ajutorul lui este? Cel mai mult avem la fie avem câte 3-6 apeluri pe secundă. Cel mai mult este solicitare pentru a interveni pentru evacuarea apei, dar și pentru defrișare a copacilor. Și cu cât la sută a crescut? Am zis, sunt 3-6 apeluri pe secunde. Nu este o creștere semnificativă, dar este o concentrație în raioanele, de exemplu, Lova, în raionul Cantemir, aici la Strășeni. Deci, per total, per țară, nu este o creștere semnificativă, dar este o concentrare a acestor apeluri în raionile afectate cel mai mult. Dacă situația va fi din ce în ce mai gravă, va fi instituită și stare de urgență? Ne așteptăm, deci următoarea prognoză mai exactă o vom avea mâine dimineață către ora 9 și atunci vom vedea dacă acest ciclon se va intensifica. Dar asta oricum se va întâmpla în zona de nord. De asta și spuneam că acum ne mobilizăm toate instituțiile și pentru zona de nord.
la această etapă nu vedem premise pentru o creștere a intensității, dar există mai multe scenarii și în unul din aceste scenarii vedem o creștere a intensității ciclonului și a volumului de apă pentru de precipitații pentru perioada următoare în zona de nord. Care raioane exact? Serviciul hidrometeorologic va estima în modelările care se întâmplă, iată, cât noi aici discutăm. Mulțumesc. Mulțumesc.